Salut, fraților, eu sunt Lauțu și astăzi vom merge în cel mai vechi cimitir evresc din Arad. Se află în cartierul Grădiște și ne îndreptăm încolo. Mai avem puțin de mers. Sincer, nu am fost niciodată în cimitirul ăsta. L-am căutat pe Google și ne luăm după GPS. Fraților, am ajuns, sunt în cel mai vechi cimitir evresc din Arad, în el fiind înmormântați o grămadă de victime ale Holocaustului. Adică, pentru cei care nu știu despre ce este vorba, ce a fost acela Holocaustul, ei bine, în al doilea război mondial, Hitler și-a propus să ucidă toți evreii. Ce a avut cu ei? Există multe variante, dar e clar că Hitler nu suporta evreii. Văd că acolo este și un câine care se uită foarte ciudat la mine, sper să nu mă salute în modul lui. Deci ăsta pe departe e cel mai straniu cimitir în care am fost. Forma monumentelor, arhitectura, se spune așa, a cimitirului este pe departe cea mai faină pe care am văzut-o. Primul semn că suntem într-un cimitir evresc. Simbolul lui David și efectiv numele decedaților este scris în limba ebraică, limba poporului evreu. Efectiv, ăsta e pe departe cel mai straniu cimitir în care am fost. Majoritatea monumentelor fiind, șacavourilor fiind crăpate, ca de exemplu ăsta. Aia e cripta care vreau să o filmez mai îndeaproape, pentru că nu știu, ceva mă atrage foarte tare la cripta aia. Încă nu m-am uitat înăuntru, dar o să ne uităm, pentru că se poate filma lejer pe lângă uși. Ce mama măsii? Vă știți ce am găsit? Nu se vede clar în momentul ăsta, dar se vede și voi mai îndeaproape. Deci, aici jos e un schelet. Dar mai bine să vă arat. E o pisică devorată, efectiv. Nu știu, dar imaginea asta îmi dă fiori. Se vede clar că a fost devorată, chiar dacă s-a întâmplat lucrul ăsta după moartea pisicii, pentru că fragmentele sunt rupte și, mai logic să o luăm așa, este doar o parte din pisică. Cred că am găsit vinovatul și a lăsat urma aici. Aici cred că a mai fost o parte din pisică. Oricum, e creepy rău. Sincer, nu știu dacă am avut voie să intru așa pur și simplu. Nu era nimeni la poartă. Eu, efectiv, m-am băgat. Adică dacă era deschis, de ce să nu intru?
știu unde am ajuns. Pare că e un microbuz acolo. Cred că asta e cea mai veche parte a cimitirului. Da, fain. Ah, ăsta latră. Pot să vă spun o chestie care nu are legătură cu cimitirul sau cu treaba asta. Dacă vă aflați în situația asta în care sunteți amenințați, să spun așa, de un animal sălbatic, fie el câine, ce-o mai fi, sălbăticiune, în primul rând nu trebuie să vă vadă că sunteți speriați. Adică, cum aflu eu acum? M-a urmărit câinile ăsta până aici, încercând să mă intimideze. Văzând că nu reacționez nici cum, a încercat o tactică în momentul ăsta prin care el și-ar fi imaginat, deja vorbesc aiurea, că o să o iau la fugă. Și asta ar fi cea mai mare prostie pe care ați putea o face într-un moment ca ăsta. Pentru că dacă eu aș fi luat-o la fugă când câinele a început să latre, ei bine, în următoarele secunde eram mușcat. De aceea, când vă aflați într-o situație de asta, trebuie să stați calm, să fiți calm și să arătați animalului că voi sunteți mai puternici. Și vine un om. Fraților, fără să vreau, am dat față în față cu administratorul cimitirului care are grijă de locul ăsta. A auzit zgomot cum a lătrat câinile și a crezut că au intrat iarăși copii mici, că așa a spus, că de obicei intră copii mici pe aici și îi e frică să nu se lovească sau mai știu eu ce să pățească. Și a spus că e ok, adică pot să vii să vizitez, nu-i nicio interdicție, doar să fie, adică, într-o manieră cât se poate de civilizată, nu să sărim pe monumente, să mai știu ce. Bine, cine are de gând să facă lucrul ăsta? Administratorul a spus că este o parte foarte faină de văzut în direcția aia. Eu am venit pe undeva pe acolo, am luat-o așa, am întors și acum mergem încoace. Deci îmi place la nebunie monumentele astea, cum sunt scrise în ebraică, arhitectura lor efectiv e bestială, să spun așa. Pare că aici nu e doar una, sunt mai multe cripte. Dar e nasol că nu este trotuar. Și trebuie să o iau puțin prin iarba asta. Văd că la cripta asta picat acoperișul. Sau este un micuț trotuar. Nu știu mai, frate, cum să ajung acolo. Că sincer nu aș lua prin iarba asta, pentru că a plouat azi toată ziua și este foarte, foarte umed. Drumul continuă. Și am ajuns
ajuns la... nu știu ce e aici. Cred că e o zonă cu cripte, pentru că eu am venit din partea cealaltă. La început am crezut că este un gard, dar se pare că nu. Nu-mi place asta. Se aud niște voci din partea aceea. Depinde, mergi. Asta vede că e foarte udă iarba, pentru că e așa mare. Ceva rabin. Haideți că dacă am mers până aici, continui până la capăt. Vă spun în video ce fac melcii ăștia, dar o să vă dați singur seama. Vreau să vă spun că am aflat o chestie foarte interesantă. Recunosc, m-am interesat puțin și pe Google înainte să vin, dar în unele din criptele astea, în una din criptele astea, mai bine zis, e cripta familiei Newman. Cred că mulți ați auzit de Francis Newman. Nu știu în care criptă, dar o să ne dăm seama. Vreau să filmez acum puțin cripta asta. E nasol că a cam început să plouă, sper să se oprească, să nu o țină tot așa. Și văd că iar îmi urmărește câinele, se aude lătrând. Ce-i mă? Gândeam că ne-am împrietenit, du-te acasă. Bun, unde am rămas? Deci să vă prezint puțin cripta asta, să filmez în interior. Deci nu mă lasă, nu mă lasă în pace. Are... câinile ăla are ceva cu mine. Du-te, mă, de aici! Așa. Bun. O să reușesc să primești în interior. Mi-am luat lanterna. Sincer, nu am crezut că o să am nevoie de ea, dar se pare că e de folos și în timpul zilei. Ia să vedem ce se află în interiorul acestei cripți.
pregătită. Interiorul criptei, am găsit un cavou spart în care se vede un schelet. Trebuie să vedeți asta neapărat, deci neapărat. Sincer, nu am crezut că voi putea filma așa lejer în interiorul clipii, dar se pare că ușa e deschisă. O să o închid, dacă poate vine administratul și nu știu. Deci, da. Nu asta am vrut să vă arat, nu ca o ciocurile, ci acest cavou. Uite, în 1923. Acolo sunt bucăți din haine. Băi, deci nu îmi vine să cred ce am văzut. Acolo se aud copiii, chiar la intrare în cimitir, e un parc. Deci, fraților, cripta asta e demențială. Mi-au rămas pe telefon punte de păianjeni. Stai, dacă clipul ăsta strânge 300 de like-uri, vă promit că voi reveni în locul ăsta la miezul nopții live. Deci voi fi live pe YouTube aici la miezul nopții dacă se vor strânge 300 de like-uri la clip. Deci nu uita să apeși chiar acum pe butonul de like dacă și tu vrei să revezi locul la ora satanei. Fraților, dacă vă place contentul pe care îl creez, dacă vă place ideea mea, dacă vă plac chestiile astea creepy, horror, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pentru că eu așa văd că mă susțineți. Și sunt curios, ce părere aveți voi despre locul ăsta, sau mai bine zis, despre ce se află în locul ăsta? Lăsați părerea voastră în comentarii. Și în ultimul rând, dacă nu ești abonat la canalul meu, apasă chiar acum pe butonul de subscribe, pentru că eu voi reveni cu videoclipuri noi în locuri noi, în locuri creepy, horror, cum vreți voi să le spuneți, în care voi filma toate nebuniile și poate, cine știe, până la urmă voi filma și o fantomă, că morți am filmat. Eu am fost Lauțu și ne vedem în episodul următor. Salut!